Așa arată stațiunea Mamaia la aproape 24 de ore de la ploaia torențială care a transformat Constanța într-o mică Veneție. Potrivit meteorologilor, sâmbătă au căzut în Constanța peste 55 de litri pe metru pătrat de ploaie, în Năvodari peste 41 de litri pe metru pătrat, la Mangalia peste 31 de litri pe metru pătrat, iar la Negru Vodă 35 de litri pe metru pătrat. Din cauza ploilor, în Tuzla au fost inundate 10 gospodării, iar circulația pe drumul care leagă Constanța de Mangalia s-a desfășurat cu dificultate. Mai multe localități au rămas fără apă din cauza avariilor provocate de furtuni. Meteorologii spun că, deși codul galben de ploi și vijelii rămâne în vigoare până duminică la ora 21, șansele ca Dobrogea să fie lovită de un nou val de averse par să se fi micșorat. Potrivit specialiștilor, în primele zile ale săptămânii următoare, temperaturile vor crește cu 2 până la 3 grade, însă ploile nu vor pleca la Constanța, urmând să plouă în reprize scurte, dar destul de dese.